Sfânta Scriptură grăiește și cu multe pilde ca acestea le grea cuvântul, după cum puteau să înțeleagă. Dumnezeu ne vorbește prin pilde. Pildele ne apropie de Dumnezeu prin exemple grăitoare de viață. Pilda zilei de 15 ianuarie. Într-un sat trăia odată un om ce înjura grozav. Înjura la toată vorba. Nici cum nu vroia să se dezbrace de acest nărav urât și de suflet pierzător. Într-o zi, suduitorul ieși la pescuit. Într-un vas își luase râme pentru undiță. Un puznic, care știa de nărabul lui cel rău, din întâmplare tocmai dădu pe acolo. Bună ziua omului Dumnezeu, zise pusnicul, dar ce lucrezi aici? Daia că prind niște pește. Și ce ai în vasul ăsta de lângă tine? Râme pentru undiță. Și de ce mai folosești treaba asta? Pentru că peștele nu-i prost să sară la undița goală. Trebuie să-l înșel cu râmă, cu ceva de mâncare. Apoi vezi, dragul meu, zise atunci pusnicul, peștele este mai cu minte decât tine. El nu sare la undița goală, dar tu, dragul meu, faci acest lucru. Cum așa? Păi de câte ori înjuri, tu te arunci în undița diavolului, fără să-ți dea diavolul nimic, fără să domândești nimic. Cu sudalma nu câștigi nimic. Diavolul te prinde fără nicio râmă. În numele Domnului te rog, dragul meu, nu mai înjura. Nu-ți mai înjunghia sufletul de bună voie. Suduitorul s-a pus pe gânduri și s-a lăsat de sudalme. Dumnezeu ne vorbește prin pilde. O rubrică zilnică realizată de slujitor Dani. Iisus cu voi.